aici, la Disney Channel! Mine n-o face pe timidul, eh? Numai că eu nu vreau să am nicio datorie. Ce datorie? Nu, 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 nu. Iei ca pe un avans pentru munca ta, nu? Ia acum și invită la cină o prietenă. Ce trebuie să fac? Să-mi amintesc numărul de la cutia safe, să o deschid, să scot banii, să mă duc la manet, să recuperez bijuteriile și să le bag imediat, cât mai repede posibil, în tezaur. Extrem de ușor. De ce ai venit, Maximo? Spune-mi. Am venit pentru că mi s-a plâns în mod personal cancelarul de cum te ocupi de această ambasadă. Am venit ca să-ți atrag atenția pentru că numele nostru este călcat în picioare. Și am venit ca să-mi spui direct și în față ce anume se întâmplă. Și cum vrei să spun? Ia zi-mi, furăcioasă, delicventă, prefere scroacă? A? Cum se spune celui care păstrează ceva ce nu e al lui? Și cum mi se spune celui care face exact opusul? Care abandonează ceva care chiar e al lui, ca de exemplu un copil? Cum mi se spune? Abandonatoare? Martin mi-a dat cheile și mi-a zis că o să mă aștepte aici. Bine, am intrat, dar nu știu, e aici? Nu știu. Te-ai uitat în baie? Nu. Poate și face baie? Nu, abia am intrat, n-am vrut să intru, nu... Bine, mă duc să mă uit. Așează-te confortabil, da? Bine, mulțumesc. Uite, eu o să plec, să știi, pentru că adevărul e că am altă treabă. Nu, să-l aștepți? Bună, invitele. Eu am vrut să vă ajut în problema cu Cecilia. Să vă apropiați de fica dumneavoastră, dar ați abandonat. Nu mai spune asta, Nini. Te rog, nu spune asta. Nu vă faceți griji, că aici nu vă aude nimeni. Bine, dar aud eu și îmi face rău. Bine, în regulă. În regulă. Nu știu cum am putut vreodată să fac așa ceva. În regulă. Recunoașteți că v-ați abandonat fica? Nu aveți nicio scuză? Nu. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Bine, în regulă, Nini. Am abandonat-o pentru că nu puteam altceva. Domnule! Ce? Domnule, scuze că intru așa, dar... Ce se întâmplă? Am fost la tezaur să iau bilanțurile și bijuteriile... Ce? Ce? Nu mai sunt bijuteriile coroane! Ce? Și stai cetișor în cetișor! Să vă să deschis! Ce bine! Nu te bucură încă? Avem o problemă! Este goală! Da, cineva ne-a luat-o înainte! Stai, Carmen, cum adică lipsesc bijuteriile coroanei? Nu se poate! Ce nu se poate? Este ca tu să conduci așa ambasada asta. Oricine intră în tezaur! Oricine! Nu fără intră să oricine, nu, tezaurul nostru e inviolabil, te asigur de asta. Da, tu iei permis secretarei să intre! În regulă, poate am comis o greșeală exact așa, prin avea prea multă încredere în personal, nu-i așa? Poftim? Nu, ce încercați să spuneți? Nu, nimic. Carmen, a fost un exemplu. Dar nu vreau să credeți că noi aici, angajații, eu n-am furat bijuteriile. Carmen, nimeni nu vrea să zică asta, nimeni nu încearcă să-mi acuze aici angajații. Trebuie să anunțăm poliția. Poliția internațională. Pentru că aici nu e vorba de jefuirea unei familii, ci de a statului liber și suveran al Santei Juliana. Și o să-l anunțăm și pe cancelar. Mi se pare perfect. Hai să-l anunțăm și pe cancelar. Vino cu mine la tezaur, te rog. Nu vine să cred. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Poate a folosit banii ca să plătească salariul angajaților. Cum să folosesc ambasadorul niște bani care nu sunt ai lui ca să plătească niște salarii? Vicky! Poate i-a pus într-un loc mai sigur. Da. În ambasada asta nu mai sunt locuri sigure. Crezi că i-a fi luat bunicul meu? Bunicul? Dar de fapt doar tu și Toma știați parola, nu? Unde să ducă bunicul banii? Nu știu, Vicky, singura idee pe care o am. Nu putem să lăsăm pe bunic să iasă din ambasada. Haide, Haide. Ești un nemernic. Nu, iubita, nu vreau să te mai văd în viața mea. Nu e ceea ce pare, Cio, e, nu! Asta mai lipsea, doamne! Ce s-a întâmplat?
Uite, fata care tocmai a plecat e iubita mea. Sau, mă rog, era iubita mea, nu știu. Dar acum crede cine știe ce tâmpenii. Păi dacă iubita ta, du-te după ea, sărăcuța. A plecat, nu, vrei să mergem, nu, să discutăm. Mulțumesc, dar eu o cunosc. E mai bine să-i treacă. Crezi tu asta? Dar a crezut o mare tâmpenie, a da, plecat. Da, 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 mulțumesc, nu, mulțumesc. Salut, ce? Bună. Voi doi vă cunoașteți? Nu, nu ne cunoaștem. Bine, da, acum da. A, bine, nu înțeleg nimic. Cum nu înțelegi nimic? M-a invitat acasă la tine. Eu? Da, Martin, doar nu era să vin pentru că mi s-a năzărit mie așa pur și simplu. Bine, dacă n-ai invitat-o tu, cine te-a invitat? Stai liniștit, iubitule. O să vezi că o să se rezolve totul mai repede decât credeai. Nu, o să nu, vezi. Nu înțeleg cum poți fi atât de optimistă. E teribil ce se întâmplă. Domnul Sebastian e aici, în apropiere. Vine imediat. Bine, bine. Stai pe aproape pentru orice eventualitate. Da. Mersi. Ceea ce nu reușesc să înțeleg e cine a putut face așa ceva. Cine a putut fura bijuteriile din ambasadă? Da, 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 așa e. Cine și de ce? Pentru ce? Pentru ce să fure bijuteriile? Eu nu înțeleg. Mă tot gândesc, Thomas, că, nu știu, asta ni s-a mai întâmplat odată. Au intrat niște hoți, au deconectat camerele de supraveghere, bomboanele otrăvite, luarea de ostatici, nu știu. Aici înăuntru trebuie să fie un trădător. Nu cred. Cineva asta trebuie în să mod fie. Evident, avem mari probleme cu securitatea, dar nu cred că există niciun trădător. Bine, dar curios e că întotdeauna în spatele a tot se află verișorii. Nu. Mereu, da. Selina, termină cu paranoia. Verișorii nu au nicio legătură. Eu am încredere deplină atât în Nini cât și în Nicolas. Bine, regulă, doar spuneam și eu, în regulă. Thomas, tocmai am anunțat, Poliția Internațională vor începe cercetările. Da, perfect. Și acum ce facem cu imaginea ambasadei care se află în cădere liberă? Pentru că asta e teribil. Eu? Scuză-mă, dar nu vreau să vă alarmez mai mult, dar consecințele acestui furt pot fi mult mai grave decât credem noi. Da, știu, asta mă poate costa cariera. Ce ai vrut să zici mai devreme că viața ta e pe punctul de a se schimba? Stai, frate, nu pot să spun nimic încă, ai și tu puțină răbdare. Ce e pe punctul să ți se întâmple? A, știu deja. Știu deja, domnișoara Selina te-a rugat să te ocupi de mâncarea pentru nunta ei, asta e. He, păi se poate, uite cine știe. Ia te uite, ai de gând să te faci bucătar internațional. Ce bucătar internațional? Tu mă vezi pe mine mânjindu-mi mâinile pe acolo cu ceapa, cu usturoiul, uleiul? Nu. Păi în fiecare zi ți le mânjești la ambasadă cu cabluri, cu un soare, cu ce știu eu, nu știu. Bine, dar asta era înainte, era înainte. Înainte? Și știi? Doar puțin și visează la lumea ta cu prize, că eu am să-mi pregătesc mai departe viitorul. Lumea mea de prize? Lumea mea e foarte frumoasă, eu sunt foarte mulțumit de lumea mea. Bine, dar nu am vrut să te jignesc, iartă-mă. Da, bine, dar m-ai jignit, ai grijă ce spui, eu sunt foarte mulțumit. De lumea mea sunt foarte mulțumit. Pe atunci nu-ți face sânge rău, iartă-mă și odihnește-te, că eu am treabă de făcut. Bine, pe mâine. Pe mâine. Vicky, ăsta era ultimul loc unde ne mai rămânea să căutăm. Ce facem? Uite, în călătorie nu a plecat pentru că toate lucrurile sunt aici. Chiar dacă s-a dus până aici la curs, nu înțelegi că e periculos să meargă cu atâția bani la el? Bine, stai liniștită, nu stă bine cu memoria, dar nu e prostuț. Nu, să nu, e oribil, e oribil, se poate întâmpla orice. Vicky, ce mă fac? Bine, merg eu cu tine. Haide cu mașina, vino că te duc eu. Mulțumesc, hai. Dacă pun 15.000 la 120 de zile, înmulțit cu 3, 3 ori 2, 6, egal cu 18. 18 ori 100 ar trebui să fie... Bunicule, unde te-ai ascuns? Am căutat peste tot. Nu, tocmai făceam socotel ca să văd cum investez mai bine banii mei, știi? Ce, ai scos banii din cutia safe? Uite, în principiu eu aveam încredere. Dar am început să mă îndoiesc pentru că apărățele, alarme, ceasuri. Atunci am scos și i-am băgat la loc sigur. În ce loc, bunicule? A, nu pot să-l spun, secret de stat. A, bunicule, asta e bună, mă uimește, între noi nu sunt secrete. Ce rușine să aveți secrete față de nepoată, domn Gomez? Fac asta ca să o protejez. Pentru că dacă mâine o sechestrează știind că bunicul ei e milionar, își pune viața în pericol. Așa că e mai bine să nu știe nimic. Bunicule, și gata. Trebuie să știu acum unde sunt banii. Te rog frumos, e foarte serios. A, Nini, ăștia în viitor vor fi ai tăi. O să figureze în testament. Dar în orice caz, dacă ai nevoie de ei urgent pentru ceva, eu îți dau, nu-ți face probleme. O să ajung să construiesc bulgări de zăpadă în Siberia, bunicule, dacă nu spui unde sunt banii. Nini, habar n-ai ce frig în Siberia. Nu, caut o locație mai tropicală dacă vrei în vacanță, nu? Bunicule, banii aia nu sunt ai tăi. Ia să văd dacă mă înțelegi. A, nu? Ce ai cui sunt? Alu Moș Crăciun? Ho, ho, ho! Voi două sunteți foarte obosite. Muncă în exces. Gata cu tâmpeniile. Ho, 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 ho! Banii lui Moș Crăciun. Ho, ho, ho! Nu, o să fie foarte greu să-l convingem. O să foarte fie imposibil când intră ceva în cap, nu mai scoate nimeni. Stârcul... Ah. Nicolae, sunt, cu ce vă pot ajuta? Tomas și restul au descoperit că lipsesc bijuteriile. Cum adică aveau descoperit? Șeful nu știa că asta era o misiune era, pentru... dar nu mai ești. În plus, ce te interesează pe tine? Adu imediat banii din vânzare, înțeles? A, banii din vânzare, perfect! Eu vi aș aduce cu dragă inimă, domnișoare Selina, dar am avut o mică problemuță. Ce problemuță? Banii...
au dispărut. Cum? Nu am scris eu asta. E foarte ciudat. Biletul ăsta se afla în cutia aia, înăuntru genții. Eu am deschis dulapul, am găsit niște chei. Zicea să vin, nu știu care-i treaba. Erau cheile de la casa ta. Nu știu, bine. E foarte ciudat. Vrei să bei ceva? Nu, 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 cum să bem ceva? Întâi ce e important, te duci și spui surorii tale ce s-a întâmplat, da? Te rog. Poți să te calmezi cu... Nu pot să mă calmez. Când o să înțeleg ce s-a întâmplat, o să am ce să-ți explic. Acum nu înțeleg nimic. Mă simt ca o proastă, nu vine să cred, e un mare circ, nu are niciun sens. Nu, dar tu nu ești deloc proastă, nu, nu e vina ta. Cui oare eu fi trăznit prin minte să fac așa ceva? Cine, pentru ce? Bine, cine e atât de nebun și de scrântit din cunoscuți? E nebună și scrântită. Sophie. Sofia. Sigur, ea m-a tot bătut la cap. M-a tot bătut la cap. Uite, ce? Martin, te place? Că da, că încearcă ceva, că nu știu. Bine, nu, nici eu. Nu, tu nu ești idiotă, da, ea e idiotă. Haide, Vicky, grăbește-te, domnișoara Selina vrea să mă vadă. E gata. Te-ai gândit deja ce ai de gând să-i spui? E gata. Păi adevărul e că banii i-au luat vântul. O să te duci să-ți asumi totul ca să încasezi toate lovitorile. Nu am prea multe opțiuni, Vicky, nu pot să fac altceva. Adevărul e că mi-ar plăcea. Ah! Domnișoara Selina, vă rog, vă rog, da. Nu m-a învățat nimeni să bateți la ușă. Iar pe tine nu te-a învățat nimeni că dacă păstrezi bani care nu sunt ai tăi, ajungi la închisoare? Ce faci acolo? Mă acopăr pentru că nu am avut timp să mă îmbrac și sunt leșinie de corp, domnișoară. Uite acolo pantalonii. Da. De ce nu te duci să te schimbi? Da, vorbesc eu cu domnișoara Selina. Tu nu vorbești cu mine nimic. Tu pleci de aici imediat. Ciao. Nicolas, spune-mi unde ai pus banii, altfel jur că nu răspund de mine. Nicolas. Da, ai banii. I-a scos domn Gomez din cutia safe și nu vrea să-mi spună unde i-a pus. Bine, îl faci să spună cu forța. Eu am avut încredere în tine și tu m-ai trădat. Bine. Bine, bine, și eu am avut încredere în noastră și noastră m-a strădat. Și în plus m-ați făcut să mint pe ambasador. Mi-a zis că era la curent, dar el habar. Taci din gură, taci din gură și dăm banii, Nicolas. Pentru ce mă banii nu vă aparțin? Spuneți mai bine că i-ați furat. Și cine fură de la un hoț? Primești 20 de ani de închisoare. Îți jur că dacă până mâine nu apare și ultimul bănuț, eu am să fac un denunț. O să-l fac, ți-o jur. Ah! Ce prost crescută e! Tu ai văzut cum a trădat? A, da, Vicky, am probleme, probleme. Adevărate probleme. Bine, știu că nu e momentul cel mai potrivit acum, dar voi doi nu aveți nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în ambasadă. Așa că am adus acestea pentru voi și, deși nu vă cunosc gusturile, știu că o să vă fie de mare folos. Și asta cum se joacă? Dacă citiți instrucțiunile, o să vă dați seama. Sunt jocuri didactice care stimulează gândirea și dezvoltă imaginație. Bună dimineața! Bună dimineața! Tu trebuie să fii ciu, nu? Da, scuze, dumneavoastră? E bunicul Maximo, tatălui tata. A, încântată, bunicule. Încântat. Scuză pe nesuferita asta. Când se trezește de vreme, este puțin scârboșică. Astea nu sunt cuvinte potrivite pentru o fetiță. Bine, nu contează, o cunoaștem deja, nu? Apropo de cunoscut, singurul pe care nu-l cunosc încă este Martin. Sper ca Martin să se înțeleagă mai bine cu tine decât cu tata. Ce sunt probleme între Martin și Thomas? Da, se iubesc, dar trebuie mereu să se certe. Dimineața. Bună dimineața. Dimineața. Maximo, ce mai faci? Vreo noutate? Nu, încă nu, dar o să aflăm ceva, nu-ți face griji. Nu-ți face griji. Ciao? Ai pățit ceva? Nu, nu-ți face griji, o să fiu bine. Mm-hmm. De câte văd, în afară de problemele cu ambasada, ai probleme și cu familia ta? Poate pentru că nu am avut o familie model. Sau ai uitat, Maximo, că pe mine m-au crescut servitoarele? O să-mi explici exact în momentul ăsta toate astea. Ce e cu biletul, ce e cutia și cum ai făcut rost de cheia mea? Ai făcut o copie și ai dat-o ei. Cum ai putut semna ce nu am scris eu? Explică-mi. Mai întâi nu vorbi așa și pe urmă interpretez greșit. Dacă interpretez greșit, atunci cum să fac să interpretez corect tot ce ai făcut tu? Pur și simplu am văzut că tu și Pamela vă placeți, dar nu vă hotărâți și am vrut să vă ajut atât. Nu minți. Vrei să mă despar de Lola? Nu mai minți. În primul rând, nu vorbi așa pentru că sunt șefa ta, de acord? Înainte de șefă ești doar un om. Bine, dar aici la piscină eu valorez mai mult decât tine. Nu cred că din cauza unei simple crize ai vrea să-ți pierzi slujba. Dar știi ceva cu slujba ta? Bagă-ți oriunde dorești, domnișoară! Demisionez! Să nu mă mai sun în viața ta! Mai bine uită că m-ai cunoscut! E clar? Lupe, când mâncăm? Bunicule, te rog, e foarte important, spune-mi odată!
Răspunde-mi. Dar ce bătrânel nerăbdător ai devenit. Iar tu, scumpo, lasă-l să stea liniștit, că mâncatul și vorbitul de probleme în același timp face foarte rău. Dar nici să fii închis nu-ți face deloc bine. Te rog, bunicule, spune unde sunt banii. Ce bani? Banii mei? Nu sunt ai tăi, ți-am spus deja că nu s-ai tăi. Vreo noutate despre bijuterie? Niciuna, ce tot aștepți? Cumva vreo știre ca să o publici? Eu nu mă ocup cu bârfa, numai că mă simt legat de bijuteriile alea. Acele minunate și tradiționale bijuterii care aparțin de zeci de ani coroanei Santei Julian. Horatio, e absolut imperios să apară bijuteriile, aveți grijă. Unde este Nicolas? Tocmai caută ceea ce i-a cerut cu disperare, s-a pus pe căutat. Retrageți-vă. Haide, vino, bunicule, haide. Nu, dumneata nu grădinarule, vreau să discut cu amândoi. Mulțumesc mult, Rivero, pentru înțelegere. E totul în regulă. Salut, Pepito. Ce mai faci? Hei, ce față lungă ai. Ce este? Pleacă ce sau? Ce mai faci? Bine, nu știu. Du-te și pregătește-ți bagajelul. Toți pleacă. Cum pleacă? Pentru că pensiunea a fost închiriată pentru o zi. Cum? Pleacă Rivero? Cum da. Dacă o închiria pensiunea pentru o zi? A, nu știu, scumpule, nu știu. Tu du-te și pregătește-ți bagajelul pentru că aici nu mai ai loc. A, uite că vine frate tu să-ți explice el tot. Dar unde să mă duc? Ce bagajel? Ce se întâmplă, Juan? Poți să-mi spui ce se întâmplă? Se întâmplă să fac primul pas din restul vieții mele. Ah. Ce pas? Ți-ai pierdut mințile? Nu, mi le-am pierdut de bucurie, de bucurie. Iată, uite, de bucurie. Și ca să faci tu un pas nebun, trebuie să mă dai afară din casa mea. Sau cum? Nu mai exagera așa, cum te dau afară? Te gândesc puțin la atâta tot, nu mai exagera așa, Helito. Pentru a 15-a oară, grădinarule, unde ai pus banii? Pentru a 15-a oară vă spun că nu știu. Sunt banii mei. Dacă nu-mi spuneți, o să vă dau afară. Nu, asta nu, de ce? Să mă dați afară pe mine, care aparțin acestei ambasade de atâția zeci de ani? Nu, nu se poate. Nu-mi puteți face asta. Eu pot să fac orice doresc. Atunci eu la fel nu vă spun unde sunt banii mei. Bunicule, pentru că... stai puțin, are probleme cu inima, nu-l face să se enerveze. Da, spune-mi. De ce vrea să știe unde sunt economiile mele? Nu, ce? Nu sunt ai mei? Sunt ai mei! Du-te, sunt ai mei! Să vin și eu acum și discutăm în liniște. Da, du-te, la revedere. Te rog! Hai, te rog, du-te, nu-ți lua la revedere, stai liniștit, sincer, stai liniștit că o să fie totul bine. Pe mine mă tratați cum doriți, dar de bunicul meu nu vă luați pentru că o să vă pară rău. De el sau de oricine altcineva, nini. Trebuie să recuperez banii. Nu este vina mea că dumneavoastră ați vândut bijuteriile din coroana Santa Juliana și că banii au fost furați. Bine. Nimic, sunt în joc postul și reputația ambasadorului. Pentru Tomas, pentru Santa Juliana, pentru cine vrei tu, te rog din suflet, ajută-mă să recuperez bijuteriile. Pentru țara mea și pentru ambasador, fac orice. Pentru asta, Nini, pentru Tomas, te rog, ajută-mă să-l ajut, te rog din suflet. Bine, perfect, domnule polițist, dacă apare ceva, vă rog să mă anunțați imediat. În regulă? Da, vă mulțumesc, da, la telefonul ăsta. Mulțumesc. Bun, încă nu se știe nimic. Foarte lenți pentru gustul meu. Da, și pentru al meu la fel. Dar în loc să aștept să facă poliția ceva, de ce nu faci tu ceva? Caută altă pistă, nu știu, angajează un detectiv ceva. Pentru că eu nu vreau să încalc legile din Santa Juliana. Eu nu te-am sfătuit să încalci legile. Eu te sfătuiesc să cauți un indiciu, altă alternativă. Dar văd deja că situația asta te depășește pe tine, că nu poți. Nu, dar știi... care e problema? Că pentru tine niciodată n-am să pot. De copil a fost mereu la fel, amintește-te. Aici nu e vorba de mine. Ba da, e vorba de tine, e vorba de mine și de relația noastră, care a fost mereu la fel și nu se va schimba niciodată. Nu mă trage pe mine la răspundere pentru ce a fost, ca să acoperi o eroare profesională a ta foarte gravă. Nu te mai recunosc. Nu te înșela, tată. Tu nu mă recunoști pentru că nu m-ai cunoscut niciodată. Nu știi cine sunt, așa cum eu nu știu cine ești tu, înțelegi? Dar știi ce se întâmplă? Am lucruri mult mai importante de făcut decât să pierd timpul cu tine, da? Tată, tu știi ceva? Scuze, nu știam că ești nu într-o ședință. Nu sunt în ședință, fiule, intră, te rog. Vreau să ți-l prezint pe Maximo Parker. Maximo e tatăl meu. Dacă vrei, poate să fie bunicul tău. Și dacă nu vrei, nu contează. Maximo, fiul meu Martin. Bunicule! E o onoare să te cunosc, Martin. A, mulțumesc. Atâția ani am auzit anecdote despre tine și în sfârșit te cunosc. Ce bine! Da, ți-am adus un cadou. Cum ești cel mai mare, sunt sigur că o să înțelegi ce înseamnă să porți scudul Santei Juliana. Wow, mulțumesc! Nu, uite ce frumos arată! E frumos. Pare mai mult o bijuterie decât un breloc, nu-i așa? Da. Smaraldul ăsta are peste 400 de ani. L-au scos dintr-un râu din Santa Juliana. Nu-mi vine să cred. Ce frumos este. Se potrivește perfect la cheile de la noul meu apartament. Martin,
Ce? Nu preferi să-l păstrezi într-un loc sigur? Costă mult ăsta dacă se întâmplă să pierzi cheile cu prelocul lui. Eu cred că Martin o să știe să-l poarte cu mare responsabilitate. Bine. Sigur că da. În plus, astea sunt cheile libertății mele. Nu, bineînțeles, cancelare total. Da, total de acord cu dumneavoastră. Da, treaba cu furtul bijuteriilor mi se pare ceva extrem de grav. Picătura care a umplut paharul. Opa. Ah. Bine, nu știu dacă dumneavoastră credeți că asta e măsura pe care trebuie să o luați. Eu nu am de ce să mă opun. Bine. Dar însă eu vreau să fie clar, domnule cancelar, că, bine, obiectivul meu în treaba asta nu este centrat pe a înlocui pe nimeni în... Bine, cancelare, dacă insistați atâta bine și țara mea are nevoie de mine, nu-mi rămâne altceva decât să accept. Mulțumesc foarte mult. Bine, vă stau la dispoziție, ca întotdeauna. Vorbim mâine. Mulțumesc mult. Pe curând. Ai, Parker, ce rău îți merge, Parker. Domnule Victor, ce mai faceți? Ce faci, Johnny, angajatul meu, vedetă? Ce faci cu aia? Sora dumneavoastră mi-a cerut să schimb perdeaua din cameră cu ceva mai elegant, așa. Nu mă-n seamă, ce nervantă, ce pierdere de vreme, pentru ce? Păi, știți că tu mai pregătești o noapte anunții cu tot fastul. Oh, ce romantic. Apropo de romantism, ai ieșit la întâlnire cu prietena ta? Mă ocup de asta. Haide, și... nu adormi pe tine. Nu, vă asigur că o să fie surprinsă. Să nu-mi spuneți mie Juan. Juan? Ce mai cum? Esposito. Juan Esposito, nu știam numele. Bine, dacă ai nevoie de ceva, mai mulți bani, trebuie doar să mă anunți, a? Mulțumesc mult, domnule Victor, sincer, vă mulțumesc enorm de mult. Nu-mi vorbi cu dumneavoastră, tutuiește-mă, suntem parteneri. Bine. Hai, du-te. La revedere. Pa. Bunicule! Bunicule! Nu cred. Doar dacă ești o altă fiică a lui Thomas. Adică sunteți tatăl... Sunteți tatăl ambasadorului? Deocamdată da. Nu vine să cred! Ah! Ce groz! Adică așa vă să arate când o să fim o săptămână fără păr. Încântată, sincer, e o plăcere să vă cunosc. Oricum, vă felicit, pentru că mi se pare că este bine ca un bunic să vină să-și viziteze nepoții din când în când, pentru că dacă nu-i vizitez, nu-și mai amintesc. Chiar noi copiii avem și noi nevoie să vină părinții noștri să ne viziteze, pentru că, dacă stăm departe, asta nu ajută relația. De ce spui asta? Nu, tocmai îl căutam pe bunicul meu. Ne vedem mai târziu, mi-a făcut plăcere. Ascultă-mă, dacă îmi spui cum arată persoana pe care o cauți, poate aș putea să te ajut să o găsești. Nu, bine, e un bătrânel ca dumnea... Ca orice bătrânel, căci bătrânei au perișorul alb, are o salopețică gri, o cămașă albă și e cea mai bună persoană care poate exista pe pământul ăsta. Încântată de cunoștință, o plăcere, ne mai vedem, la revedere.